Supranumită Badanta Diabolică în presa din Italia, o româncă în vârstă de 42 de ani a fost condamnată definitiv la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de șantaj în Italia. Conform mesajul.ro, românca ar fi făcut fotografii compromițătoare unui pensionar și ar fi cerut bani pentru a nu le publica online, informează știrdiaspora.ro. Faptele datează din 2016, iar în luna iulie 2020, tribunalul Scalinger a condamnat-o la 3 ani și 4 luni de închisoare, pe lângă o amendă de 800 de euro, un verdict care a fost reconfirmat ieri în apel la Veneția, în Italia. Potrivit acuzațiilor, Badanta românca ar fi ajuns la Verona de la Genova. Pensionarul ar fi avut cu ea o relație sexuală destul de animată. În timpul relației, fără să știe, românca ar fi făcut și o serie de fotografii în ipostaze compromițătoare, cerând apoi 300 de euro ca să nu publice fotografiile pe internet. În acel moment, pensionarul s-ar fi grăbit să o scoată din casă, dar ea ar fi început să-i zgârie fața cu unghiile. Câteva zile mai târziu, pensionarul în vârstă de 88 de ani avea să primească un telefon în care Badanta Diabolică îi spunea că a publicat acele fotografii pe internet modificate corespunzător pentru a le face mai compromițătoare. Îngrozit, acesta ar fi decis atunci să-i dea 300 de euro pentru a ieși din această situație jenantă, dar peste câteva zile ar fi crescut prețul și ar fi cerut 650 de euro. Pensionarul a acceptat să o întâlnească lângă gara Porta Nova, unde i-ar fi dat cei 650 de euro conveniți, dar imediat după schimb, carabinierii au intervenit și au arestat-o pe femeie. Aceeași româncă a mai fost denunțată și înainte de această condamnare. Carabinierii au descoperit că Badanta Diabolică l-ar mai fi șantajat și pe un inginer din Genova, pentru care a lucrat ca îngrijitoare, relatează mesajul.ro.